50 de milioane de lire sterline, adică aproape 950 de milioane de euro. Contractul cu Adidas va debuta începând din sezonul 2015-2016. Încep un contract de sponsorizare de la Chevrolet. România are parte de... Pe asta Noievici a început în forță partida, dar georgienii au revenit puternic, ajungând să conducă cu 4-3. Românii nu au cedat și în partea secundă au marcat de 3 ori, terminând partida la 5 puncte distanță. Pentru România au marcat Cosmin, Radu, Tiberiu... Negru și Grecia, scrie Agence Presse.